Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe ei, din nou în fața dumneavoastră în această seară. Vom vorbi despre banii ăștia care sunt tot mai puțini la fiecare dintre noi, la fiecare familie, pe de altă parte sunt tot mai puțini și la fiecare primărie. În general, primăriile de comune din județul Gorj, dar și cele de oraș, se uită cu jind către Consiliul Județean și așteaptă ceva marafeți care să vină și să-i ajute să supraviețuiască pentru a trece iarna acestui an. Am văzut foarte multe primării din județul Gorj care aproape s-au aflat în incapacitate de plată, dar ajutorul, gura de oxigen care a fost primită dinspre Consiliul Județean, i-a ajutat un pic, într-adevăr, nu mult, dar le-a dat atât cât aveau nevoie. Pe de altă parte, alte primării au făcut tăieri de salarii pentru a încerca să ajungă până în luna decembrie, când se încheie exercițiul financiar pe anul 2018. Așadar, primarii au nevoie tot mai multă de bani, pentru că acele resurse administrative pe care domniile lor le au în comunele pe care le, în comunitățile de fapt pe care le păstoresc, necesită cheltuieli, cheltuieli care de regulă necesită bani care nu se prea strâng în taxele și impozitele din cetățenii comunelor respective, dar în același timp așteaptă rectificările bugetare care îi pot ajuta într-adevăr să își atingă scopurile pe care le au. Este foarte greu, dar în același timp cred eu că acei primari sunt predispuși în a face greșeli în momentul în care nu primesc necesar de finanțare, greșeli care, să știți, ulterior sunt decontate din punct de vedere electoral în perioada alegerilor din anul 2020. Vom dezbate aceste subiecte, dar și împreună cu multe altele pe care le mai avem pe parcursul acestei emisiuni. Bineînțeles, împreună cu dumneavoastră aveți numărul acela afișat pe ecran pentru a putea intra în legătură directă telefonică cu noi și să ne sesizați tot ceea ce doriți dumneavoastră, toate nedreptățile sau toate abuzurile la care dumneavoastră ați fost supuși într-o formă sau alta. De asemenea, în mediul online ne puteți găsi pe Facebook la Acces TV, vă stăm la dispoziție acolo prin rubrica de comentarii și de mesaje cu toate propunerile și cu toate sesizările pe care dumneavoastră doriți să le aduceți la cunoștința noastră. Dezbatem în continuare tematica aceasta destul de sensibilă, banii tot mai puțin care sunt în familii și la primării, cu invitatul nostru din această seară, primarul din Slejar, domnul Robert Păiuș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Domnul Robert Păiuș, care e, domne, situația aceasta? E criză, despre ce vorbim, de lumea are tot mai puțin bani, dar în același timp vedem facturile se scumpesc în permanență. Am văzut o nouă scumpire la gaze, scumpiri la curent. Am văzut că există un proiect de lege în lucru în care gospodăriile din comune nu mai au voie să crească porci, pentru că de obicei la noi tradiția Ignatului presupune tăierea porcului, sacrificarea porcului din bătătură. Ce se întâmplă cu țărișoara asta noastră? Cum o percepeți dumneavoastră de la nivelul comunității rurale pe care o conduceți? Și dacă este într-o direcție bună tot ceea ce se întâmplă în momentul de față? Unele lucruri sunt într-o direcție bună, altele și majoritatea lucrurilor sunt într-o direcție, zic eu, greșită. Dar care sper și cred și îmi doresc cu ardoare să, ca cineva să vină să le și îndrepte. Legat de... Cine să le îndrepte, domnul Păiș? Pentru că dacă cine ne conduce? Și cine ne conduce? Pentru că nici noi nu mai știm. Ăștia care sunt de la PSD și ALDE dau vina pe statul paralel. Statul paralel, între ghilimele de rigoare, îi acuză pe ei de toate borfășăriile posibile și imposibile, îngăduit mi-e fie această expresie. Cine ne conduce de fapt până pe noi? Eu cred că de condus ne conduc majoritatea, adică PSD, actualii ALDE, deputați și senatori, indiferent de coloratura lor politică, că până la urmă au funcții de conducere. Mai presus de ei, pentru că fac majoritatea, sunt cei de la PSD și ALDE, dar eu zic că ar trebui să facă ceva cu adevărat, pentru că, uite, așa cum spuneam și dumneavoastră la începutul emisiunii, suntem în luna noua și sunt foarte, foarte multe primării care au ajuns la insuficiența. La fundul sacului sunt, ce să mai să spunem pe față. Nici comunile din telefoacere, nici fundul ăla de la sac nu mai nu mai au. Că nu mai au de mult și tot speră și aspiră majoritatea primarilor, mai ales și cele 20 și ceva de primării care nu au primit finanțare, să primească, pentru că stau și mă uit că sunt unele primării care chiar, sau cărora chiar li s-a exagerat cu această rectificare, pentru că sunt primării care au primit exagerat. Adică nu, eu chiar și astăzi mă întreb cum au făcut ei acel algoritm de calcul și de... Contează apartenența politică, domnul Păiuș, în repartizarea acestor bani? Fără doar și poate, dintotdeauna a contat asta. Deci dacă ești dar la conexiuni la robinetul unde trebuie, e tot în regulă. În ultimii, zic eu, 2 ani și ceva, aproape 3 ani, nu se mai simțea discrepanța asta așa financiar puternică. Dar bag de seamă că s-a ajuns iarăși ca pe vremea
Răpusatului Mischie, în care cine suflă și pupă primește atât cât cere. Vorbim de reînvierea la vechea doctrină, pupă-l în bot și îi papă tot? Ceva de genul. Adică se duc la Consiliul Județean, îi pupă în bot acolo și ia tot ce se poate, în vreme ce aceia care nu sunt îngrații sau altă coloratură politică fac anticameră și nu reușesc să intre. Azi, potrivit rectificării bugetare care a avut loc, n-am putea să aducem acuze Consiliul Județean, pentru că ei au făcut un pas înapoi și ca să iese din această schemă de a drămui banii și a împărți banii așa cum au vrut. Castanele fierbințe din foc cu mâinile altora. Corect. Se practică cel mai bine în politica asta. Corect. Și totuși cred că trebuie să deschidă ochii bine și să lase aceste, cum să spun eu, partipriurile astea politice care nu mai partipriurile. Ideea e că au început să iese cu această speță porcină pentru a, cum să spun eu, a disimula lucrurile reale care se întâmplă la țară, și în țară mai ales. Eu cred că nu trebuie să crezi atât de mult antam, pentru că chiar ieri stăteam cu câțiva medici veterinari din comună și mi-au spus că au mai fost aceste boli ale porcilor. Pesta porcină africană. Am mai fost. Dar eu vă spun că ce... Acum vreo 9-10 ani a mai fost. Dumneavoastră vorbiți de pesta asta porcină, că este un subiect indus artificial în spațiu public pentru a acoperi matrapazlăcurile făcute de anumiți șmecheri care se joacă cu foarte mulți bani publici. Eu, în schimb, v-aș contrazice, pentru că pesta asta porcină a generat peste 23 de milioane de euro celor care au furnizat dezinfectanți pentru zonele din acele afectate, între ghilimele de rigoare, către direcțiile sanitare veterinare județene din zonele respective, Brăila, Tulcea și mai știu eu care sunt, în valoare de, atenție, țineți-vă bine, 23 de milioane de euro. În frunte este Paul Stănescu. Deci, o problemă indusă artificial a generat 23 de milioane bani real pentru un șmecher afișat unde trebuie. Silențiu stampă. Suntem într-o țară în care orice, văd de la zi la zi, realizez că orice este posibil. Dar orice ce este rău, nici măcar orice ce este bun. Deci în ultimii 4-5 ani de zile n-am văzut și noi țara asta cu ea și ea pe un făgaș cât de cât al subexistenței înspre bine. Nu mai înspre rău, înspre rău. Până unde, doar Dumnezeu poate să știe până unde o să ducă acest rău. Că până la urmă trebuie să ajungă undeva la saturația cetățenilor, la saturația tinerilor și mai ales cei care... Chiar încă mai sunt, cred eu, naționali și patrioți față de țara asta, că până la urmă avem o țară frumoasă care merită tot ce e mai bun. Și ar trebui să-i dăm tot ceea ce e mai bun, pentru că și ea, la rândul ei, prin natura ei geografică, ne oferă mai mult decât... Ne oferă doar peisaje, că banii se oferă celor care se află la dar putere. Dar țara nu trebuie să-ți ofere bani, trebuie să-ți ofere condiție... Ba da, Robert, păi trebuie să ne oferă mijloace economice de subzistență la un nivel al decenței, datorită modului acelor care conduc și care ar trebui să reprezinte acolo colectivitatea care i-a desemnat. Atenție, ei sunt chiriași ai funcțiilor respective. Fie că e vorba de deputat, senator, președinte al Consiliului Județean, viceprimar sau mai știu ce funcție, ei sunt simpli, inclusiv președintele României, Claus Iohannis de la Cotroceni, sunt simpli chiriași ai funcției pe care o ocupă. Asta este problema, distorsiunea și modul de înțelegere a lucrurilor vis-a-vis de modul în care trebuie să te comporți și să te responsabilizezi față de cei care te-au propulsat în funcție. Problema este alta. Problema este alta că de foarte mulți ani încoa, toți politicienii, mari politicieni apar la televizor și fac opoziție, cei care nu sunt în opoziție se apără de armele opoziției, de fapt nici opoziția și nici puterea nu face nimic. Și asta e partea cea mai dureroasă și cea mai reală. Adică nimeni de fapt nu vine cu nimic concret. Toată lumea, unii ori proștie cu rahat și alții încearcă să spele de acest rahat. Dar de fapt și de drept, până la urma urmei. Sunt două fețe ale aceleiași monede? Da. Trist ceea ce spuneți dumneavoastră, dar telespectatorii noștri și gorjenii cred că au simțit-o pe propria piele. Ce putem face noi pentru a scăpa din starea asta de marazm și de lipsă de reprezentativitate pe care o avem la nivelul conducerii administrative, de județ și de țară până la urmă? Ca primar, ca un politic, ca analist politic din punctul meu de vedere, pentru că îmi place politica și mi-a plăcut dintotdeauna, ideea este că trebuie cineva să vină cu o platformă reală, viabilă, palpabilă,
de a conduce această țară. Pentru că de discuții, de promisiuni, cred că de șarte, cred că toți românii s-au săturat și au ajuns, sper și îmi doresc, la saturație. Și de fiecare dată am spus-o că doresc ca tinerii cu viziuni concrete să intre în politică, indiferent de partide, doar să vină tinerii. Eu cred și sper și îmi doresc cu adevărat să intre în politică și sunt convins că vor veni cu viziuni mult mai concrete, mai reale și mai bine implementate de a duce țara asta undeva. Pentru că deja majoritatea care se plimbă prin lumea asta politică deja au ajuns să aibă un sânge bolnivicios, să nu mai aibă, cum să spun eu, nici măcar un gram de umanitate. Ne vând exact ca pe porci. Am intrat într-un cerc vicios în care nu mai reprezintă partea umană, ci reprezintă doar grupurile de interese în care fac parte. Și ce este ciudat, cer foarte mult tineri să se implice în politică. Eu mi-aș dori măcar să participe la vot. O constatare tristă pe care am făcut-o este la alegerile locale, dar și parlamentare din anul 2016. Generația între 18 și 35 de ani a votat, între cei care au ieșit la vot, în proporție de 8%, atenție. Doar 8% am avut tineri între 18 și 35 de ani. Din cei 8%, dacă îi dăm la o parte pe cei înregimentați în PSD, în PNL, în ALDE, în PMP, de unde face noastră parte, nu mai rămâne aproape nimic din societatea civilă. Ideea este în felul următor. O singură întrebare le-aș pune tuturor tinerilor și să asculte foarte bine acest mesaj pe care îl transmit. Că de fiecare dată, o dată la 2, la 4, la 3, la 5 ani, ei sunt folosiți, li se promit... Sunt doar masă de manevră, din nefericire. Li se promit foarte multe lucruri și după ca fiecare campanie, că e locală, că e parlamentară, că e europarlamentară, prezidențială, sunt lăsați deoparte. Sunt folosiți doar să le lipească afișele lor. Lor, da, le place să se afișeze și să se afișeze cu tineri. Să creeze acea viziune de viitor. Au nevoie de entuziasmul tinerilor, în schimb ei își fac combinațiile pe la spatele celor inocenți. Corect. De aceea le cer să intre cu adevărat în politică, nu doar o dată la 4 ani. Să o la ședințe sau până la urmă trebuie să ia cineva aceste frâie să facă, nu știu cum se spune, un partid al lor, nu știu cum se... Să intre, cel mai bine ar fi să intre în politică. Unde domnul Păiuș? Uitați-vă ce se întâmplă la PSD. Eu cred că dacă avem pe Nea Florică, care se crede Tutankhamon, de nu mai vrea să iasă din politică, e un fel de Iliescu al Gorjului. Două valuri de lupt tineri s-a încheiat cu ei. Prima, cei cu în fruntea cărora era Claudiu Teodorescu, Victor Ponta era prim-ministru. Acum asistăm din nou la datul la joale, pe de o parte tabra lui Mihai Weber, pe de altă parte tabra lui Cârciumaru, cu o susținere din ce în ce mai fragilă în Partidul Social Democrat Gorj. Eu cred că trebuie să intre în oricare partid. Fie el PMP, fie el PNL sau PSD. Au loc de Neanicu Davițoi acolo? Eu cred că nu a fost niciodată. Domnul președinte n-a fost un om care să cramponeze tinerii sau să nu-și dorească oameni. Sau nu cred că vreun partid nu și-ar dori oameni. Aveți la municipiu sau la județ tineri în structurile de conducere? Da, avem. Cine este? Majoritatea dintre noi suntem tineri. Unde? În județ și în municipiu Târgu Jiu? Da. Păi da, acolo este Ion Săvoiu, doamna Grădinaru. Și la Consiliul Județean... Acum nu putem să spunem că domnul Ion Săvoiu nu este un tânăr. Până la urmă, are... Domnule, vorbim tineri între 18 și 35 de ani. N-am vorbit adineori așa. Ok. Unde sunt tinerii dumneavoastră? Uite, l-avem pe Udirștiu, Adrian Udirștiu, pe Romența. Avem. Ei au doar Bogdan funcții Cucer. Politice, nu au funcții administrative. Pe mine asta mă interesa să-i vedem aleși într-o funcție. Păi să participe ca să ajungă. Până de să pună os la muncă, cu alte cuvinte. Păi altfel n-avem cum, dar ei să participe și să-și ceară ceva, tinerii ăștia. Nu doar să vină cu ei, să fie folosiți doar la lipit de afiș. Ok, să spun, da, lipesc afișul, merg cu tine în campanie, dar vreau un post de consilier local, consilier județean, municipal, la prefectură, orice, să ceară ceva, să schimbe ceva. Adică să nu muncească pentru alții, să fie aceiași, aceiași, aceiași tot timpul. Păi domnul Păiuș, dacă stăm și facem o analiză la cei care ne-au condus destinele, cel puțin cred că în ultimii 20 de ani vedem aceleași persoane care s-au perindat pe la diverse formațiuni politice, schimbându-și doar culoarea, interesele rămânând aceleași. Cam așa este, sincer. Păi și dureros este că cam perioada care o trăim astăzi, eu cred că singura perioadă în care
Nu s-a simțit această discrepanță politică atât de rău, a fost în perioada comunistă, pentru pe de altă parte și până în comunism era cam aceeași, dacă stăm și analizăm puțin istoria. Deci noi, de fapt, ce am făcut? Doar lucrurile de lângă noi și din fața noastră și care ne înconjoară au evoluat, dar noi ca și nații, ca și politicieni, ca și clasă politică am rămas la fel. Eu cred că dumneavoastră spuneți că am rămas la fel. Eu cred că identitatea noastră națională s-a degradat. Nu mai ne recunoaștem ADN-ul nostru pe care îl avem din punct de vedere social și ușor, ușor ni se taie și rădăcinile care le avem. Eu cred că situația este mult mai gravă și în momentul de față, sincer, eu nu văd o soluționare care să se facă în avantajul, în favoarea românilor. Vezi numai cu contracarări dintre astea greu. Vin cu contracarări. Dumneavoastră prezentați o variantă mai soft, în care, domne, totul stă pe loc, dar, de fapt, lucrurile au avansat atât de mult într-un sens negativ, încât aproape nu mai există cale de întoarcere spre o origine sănătoasă și spre o voință de reprezentare care să se facă în favoarea poporului. Spre durerea românilor, așa este. Am ajuns o țară care să fim dezbinată din punct de vedere atât familiar, cât și național și patriotic. Adică am ajuns să ne urâm între noi, să nu mai fim uniți și dezbinarea întotdeauna, unora le-a plăcut această dezbinare, au făcut în așa fel încât și-au făcut niște calcule în așa cât să se folosească doar de anumite mese de oameni. Lucrurile sunt foarte tragice. Dacă stăm să ne gândim, tu ca instituție, revenim la discuția anterioară, tu ca primărie să ajungi, ca instituție publică de stat, să te negociezi cu un contractant pentru 1000 de lei, este jalnic. Să ajungi să te uiți că, și toată lumea spune că și-au mărit salariile, că primarii au făcut, că primarii au... Credeți-mă că nu e asta problema. Credeți-mă. Salariile în toate primăriile au fost, poate într-adevăr, cele ale primarilor nu au fost atât de mari, dar nici nu s-au mărit extraordinar de mult. Și vă fac și un calcul. Da? Toți primarii au avut acel spor de 50% și ajungeau cu salariul undeva la 30 de milioane de lei, 29.800, da? Dispărând aceste sporuri, le-au mărit salariile, da? Și le-au dat în funcție de populație. A fost o compensare, practic. Deci nu vă mai dăm sporul ca să nu mai vină de fiecare dată curtea de conturi. Bacă sporul ăla nu e bine făcut, bacă sporul ăla nu e bine făcut, să te judeci, să te... Vă mărim salariile, vă dăm la o parte sporurile. Dar, de fapt, salariile au rămas la fel, că s-au mărit. Deci, diferența de la un primar de comună între 2.500 și 3.000, cum sunt foarte multe comune din județul Gorj, s-a mărit cu undeva la 50 de milioane aproape, da? Asta înseamnă cu un 10-15 milioane diferență. Mai deci mult un decât... primar are undeva la 50 de milioane salariu net, nu? Da. De comună. Da. Mie mi se pare mare un salariu de 5.000 de lei, aproape 1.000 de euro, 1.000 și un pic de euro salariu. Atâta. Aproape cât ia... Angajații primărilor, ce s-a mai întâmplat? Că trebuie să înțeleagă și oamenii. Că văd că la toți le e frică să vorbească de aceste salarii, dar nu știu de ce. Sunt foarte mulți angajați și în speță al primăriei este jar, care au scăzut, într-adevăr că au mai crescut și alții și au ajuns la o echilibrare financiară, zic eu, minoră între ei. Pentru că au fost acele, compensația s-a făcut în funcție de vechime, în funcție de grad, etc. Deci, nici pe de altă parte că salariile au crescut foarte mult. Problemele sunt altele. Problemele sunt exact pe ceea ce a spus dumneavoastră și a spus punctul pe ei. S-au mărit lumina, s-au mărit consumabile, s-au mărit toate. Toate s-au mărit. De-aia nu mai are țara bani. Pentru că totul la noi este supraexagerat din punct de vedere economic. Toate lucrurile pe care le cumperi sunt supraevaluate. Deci ajungi să iei cu un leu și ceva, un ou. Când mai acum 2 ani și nici 2 ani de zile era 50 de bani? Da, o inflație extraordinară. Păi este și la foarte multe alte lucruri. Energie, gaze. Călcăm pe urmele Venezuelei și noi. Deci lucrurile nu sunt tragice din toată lumea. Nu mai sunt bani că s-au mărit salarii. Nu. Pe de altă parte, a venit acest val foarte bun de proiecte. Aceste proiecte au incubat în ele bani.
avize, PT-uri, SF-uri, care au mâncat bani. Până acum nu s-au făcut proiecte. Până prin 2009 nu prea făcea țara asta proiecte. Și vreau să spun că din 2009 au început valurile de proiecte. Aceste proiecte sunt firme de consultanță, de proiectare, care muncesc, ăștia trebuie plătiți. De aia nu mai are țara bani. Și pe de altă parte, țara bani. De aia nu mai sunt în primării bani. Că pentru că primarii acum, astăzi, nu mai sunt așa de ușor și credibil de votat din fața cetățeanului. Cetățeanul spune, l-am votat pe Păiuș că mi-a promis dispensar. L-am votat pe Păiuș că mi-a promis canalizare. Mi-a promis drum, mi-a promis iluminat. Mi-a promis... Vrea proiecte, nu vorbe, exact. Și aceste proiecte, aceste drumuri, sunt costisitoare. Dacă nu am face nimic, dacă eu unul, astăzi nu aveam atâtea proiecte, atâtea milioane de euro aduse în comună, aveam și bani pentru tot ceea ce înseamnă administrație. Inclusiv și salarii, inclusiv și restul cheltuielilor. Pentru că nu mai cheltuiam acele 2 miliarde și ceva de lei pe care le-am cheltuit la începutul anului pe proiecte, pe SF-uri, pe cadastru, pe foarte multe alte lucruri care mi-au fost necesare, avize, mediul, sub, etc. Toată această birocrație costă mult, spuneți dumneavoastră, primările, pentru că este o birocrație stufoasă care practic este consumatoare de bani. Proiectul de foarte mari. Proiectul de canalizare m-a adus undeva la 1 miliard 80 de milioane. Da? În baza acestui proiect de canalizare, de apă, în baza acestui proiect, eu am adus 2 milioane de euro. Proiect finanțat, licitat. S-au băgat 1 milioane de euro în comună numai în baza acestui proiect. Da. Asta. Proiectul de dispensar m-a costat undeva la 60 de milioane, 600 de milioane vechi, 60.000 de lei noi. Am adus aproape 200.000 de euro pentru reabilitare și modernizare și dotarea dispensarului. Proiectul de grădiniță m-a costat undeva la vreo 400 și ceva de milioane, 40.000 de lei noi. Am adus 170.000 de lei pentru o construcție de nouă, cu grădiniță, cu dotare, cu tot. Deci nu se poate una fără alta. Păi, ei dacă nu-i plăteai, nu munceau. Dacă noi nu aveam aceste hârtii, nu aveam aceste documente. S-ar putea să avem aceste hârtii fără să dăm aceste miliarde. Cum? Există o singură variantă. Să dai drumul la angajări. Să angajezi proiectanți în cadrul primăriei, să angajezi personal de specialitate, da. Exact. Și atunci nu s-ar mai duce miliardele ăștia. Dar vedeți, ei blochează întotdeauna. N-ai voie decât. Eu am în primărie, de exemplu, secretarul face și pe secretarul și pe ofițerul de stare civilă. Polispecializație, da. Păi așa este. Fata de la achiziții face și pe casieră. Sunt doi într-unul, trei într-unul. Pentru că nu ai cum să nu-ți dă voie la platformă să mai angajezi. Ai un număr strict de angajări. Deci asta înseamnă că trebuie să faci ceea ce am făcut eu, că altă variantă nu ai. Ca să ai realizări. Dacă nu faci asta, nu ai realizări. Deci nu ai realizări, te exclude ca primar. Astăzi cetățeanul nu mai votează că are barbă, că e frumos, că vorbește bine, că e de la un bun orator, partid, da. că e de la partid, nici nu se mai pune discuția asta că e de la partid. Sunt exemplu viu, viabil și palpabil. Eu am bătut... Din nefericire, singurul primar al Partidului Mișcarea Populară în Gorj. Fiecare om care intră în politică sau oricare om care face orice altceva, nu știu, geamgiu, tâmplar, politician, cei care vor pune suflet și vor munci în fiecare zi și vor da tot ce e mai bun pentru ei, eu cred că visul lor va deveni realitate. Eu am muncit ca să fiu astăzi aici. Altfel, dacă nu muncești, nu primești. V-ați însușit foarte bine alchimistul al lui Paulo Coelho, puneți o dorință și tot universul va conspira la îndeplinirea ei. Da, frumos. Tot, da, într-adevăr, trebuie să crezi foarte mult în ceea ce faci, dar pe de altă parte activăm pe nisipuri mișcătoare într-un mediu toxic, într-un mediu generator de corupție și trafic de influență și este foarte greu prin corectitudine și bună credință să reușești să ajungi la liman cu proiecte de anvergură pentru comunitate și în același timp să poți fi răsplătit pentru meritele muncii tale. De asta spun că distorsiunea acestui mediu politico-administrativ este principala problemă generatoare de instabilitate la nivel macroeconomic și la nivel macrosocial. Eu nu știu de ce nu vin să-și majoritatea politicienilor care sunt la putere astăzi, de ce nu vin să-și însușească atât lucrurile bune cât și lucrurile rele
Pe lucruri bune nu prea au, lucruri rele cu toptanul. Eu zic că au și totuși, cred că au. Dăm de parlamentarii de Gorj exemplu de lucruri bune. Dăm la Cârciumaru, la Weber, la Dan Volceanu, la cine? La Dan Volceanu cel puțin, te rog. Poți să-mi spui lucruri bune făcute. De Nea Florica aș fi curios. Uite, Nea Florica ăsta e cel mai tare. Nea Florica senatorică, Tutankhamonul de Gorj. Poate ca și senator, poate nu este. Să rău, dar am văzut că e numărul 1 la nu știu ce comisie, ce amețel face el pe acolo. Aia putea să fie oricine unde se lăuda. Da. Deci putea să fie numit oricine altcineva. Ca senator, nu știu. N-aș putea să... A fost omul invizibil pentru Gorj? Ca senator, da. Ca primar, nu. A fost un mare edil gospodar. Era toată ziua cu agenda și nota, vorbea cu oameni și luta, după aceea se ducea, arunca la birou și făcea sensul legislatorului și planta panseluțe. Asta a făcut. Pune mă doare capul omul ăsta cum a reușit și a stat atâția ani de zile în fruntea primăriei Târgu Jiu. Pentru mine, cel puțin, din punctul meu de vedere, este ceva incredibil, dar m-am resenat și am acceptat. Dar sunt foarte mulți alți primari care sunt la foarte multe mandate și nu au făcut mai nimic. O să-i desconspirăm aici la Acces TV în perioada următoare. Sunt foarte mulți care au stat și n-au făcut nimic și pe de altă parte sunt unii, și nu e bine să vorbesc decât cu colegi cu mine, dar vorbim la modul general, sunt unii care chiar au bugete în primărie. Au bugete de miliarde de lei și nu se vede nimic. Nu se vede nimic și e dureros. Și eu mai în glumă, mai în serios, eu le mai, când mă întâlnesc, cum se spune, le mai dau peste bot. Și zic, bă, dar tu ai dat atâția bani, de ce nu faci asta? Am proiectul ăla, am. Lasă, bă, că știu eu să gospodăresc banii, ce ți-a spus? Nu trebuie să știi toată comunitatea pe care o să păstoresc ce am eu sub... Nu, dar sunt foarte mulți care, uite, de exemplu, acum, nu poți să dai la o primărie 14 miliarde de lei, primărie care are un buget de aproape 100 de miliarde de lei, da? Pentru că au mine... Scorniceștiu, că așa îi spun eu de câteva... Scorniceștiu de Fărgășești sau... De la Negomir. De la Negomir. Nu poți să-i dai ceva. Ok, poate are foarte multe proiecte, are foarte multe... Cheltuieli, nu știu, habar n-am, dar nu... De la Negomir e Nea Florică, domnule, păi, nu știți. Și ce au știut? Păi... Eu de ce am spus așa? Nea Florică, da... Nu poți să-i dai 17 miliarde, 14 miliarde câte... Dă-i, bă, fratele meu, 10 miliarde. Băi, nene, dă-i 10 miliarde, ok, i-ai dat lui 10, dar ălea 4 mai împarte-le, mă, și la ceilalți. Și mulți alții, și mulți, mulți, mulți alții care au primit sume extraordinare și dureros este că au primit bani primării cu bugete mari. Nu primării săraci, să zici că ar fi dat la Dănciulești sau la Stoina sau la Căprin sumele ăștia, care sunt primării mici, cu încasări mici, Hurezan, nu știu. Dar când tu ai un buget extraordinar de mare din punct de vedere al încasării după mină, la ce să exagerăm așa? Adică cât de proști ne crezi pe noi și cât de șmecheri sunteți voi? Păi da, Nea Florică, senatorică, este cunoscut pentru modul acesta de împărțire al banilor. De multe ori mă întâlnesc cu foarte mulți primari și le spun și îmi zic mie de fiecare dată, nu te mai duce la emisiune că ăștia într-o zi o să te facă, ăștia într-o zi o să te facă. Dar ce să facă, fraților? Eu n-am furat, n-am dat în cap la nimeni. Nu am făcut nimic ilegal. Tot ceea ce fac este foarte legal. Că eu am venit în fața televiziunii, vreau să-mi depășesc targeturile mele. Eu vreau să-mi depășesc ceea ce sunt eu ca om. De fiecare dată, ca să fii cel mai bun, trebuie să te depășești pe tine însuți. Dacă tu nu te depășești pe tine, atunci vei fi un om mort și o întâmplare și o eroare a societății, indiferent de ce vei face. Eu nu sunt așa. Asta sunt, așa mă cheamă. Eu vreau să-mi depășesc targeturile mele. Eu vreau să fac ceva pentru oamenii ăia. Eu îmi doresc în fiecare zi ca oamenii ăia să mă iubească pentru ceea ce sunt eu ca om, ca edil, ca suflet și ca om care a realizat ceva pentru ei, să se mândrească cu mine. Eu mă bucur când aud alți oameni ca cetățeni de-ai mei din comună s-au mândrit cu mine. Asta e mulțumirea mea sufletească și eu unul astăzi vă spun sincer că dacă ar fi ca primarii să nu ia niciun salariu, aveți cuvântul meu de onoare și de om și ne cunoaște foarte mulți ani, aș rămâne și fără salariu. Pentru că eu iubesc ceea ce fac. Eu iubesc ceea ce sunt, îmi place ceea ce fac. Cred că poate nu sunt cel mai bun cetățean de prin lumea asta sau politician din lumea asta, dar cred că și sunt sigur că atunci când mă uit în jurul meu, credeți-mă că prin curaj. Deci, vorba lui Ion Creangă. Exact. Când eu mă uit că sunt alții, sunt o grămadă de fosile, analfabeți, subnutriți și au ajuns în funcții
de a dirija viața cetățenilor, că până la urmă și tu ca primar îi dirijezi viața. Să vă, domnule, la Viorica Dăncilă, ce părere vă face? Deci despre ce vorbim? Să vorbiți de primarii de comune și... Când vine vorba de Dăncilă, devin misogin. Un prim-ministru. Păi și în rest cum sunteți? Nu sunteți misogin? Nu. Așa, da. Că aștept referendum. Este destul... Referendumul e o temă falsă pusă în discuție pentru a acoperi marile matrapazlăcuri care le fac. Corect, aveți dreptate. Și ăsta, vedeți, ei au început deja această mișcare de masă tectonică politică a început să să-i formeze în a crea din simulări. Ba, cu referendum și cu 23 de miliarde. Până la urmă, hai să fim serioși. Cât de prost să ne crezi pe noi... Tu îți vânduși cu 5 zile, o săptămână și ceva, toți porcii și după aia apărut gripa la noi. Hai, domnule, chiar așa. Alo, băie, treziți-vă. Noi nu mai suntem ăia din 89, de aveam o doză de cola și aveam pixuri în iale și miroseam și muream de dragul ei. Nu mai suntem ăia de ne manipulați cu pancarde și cu fluturașe când făceați, vă etalați la complexuri agroturistice și muream de drag să luăm un pliant, să-l avem în casă. Deși nici nu aveam niciodată vreo putere financiară să cumpărăm utilajele alea și multe alte lucruri. Băi, astăzi oamenii vor realizări. Astăzi oamenii își vor familiile înapoi, își vor copii, își vor nevestele, își vor părinții înapoi. Ăștia sunt, cred că nu sunt sănătoși la cap. Cred că nu sunt sănătoși. Ei nu realizează că în ritmul ăsta n-ai cum să... Păi, dar nu vă uitați cum... Să vezi politicieni la chefuri. Cum spun cu ce piese, da, că spun că au venit ăia din diaspora și... Bă, ăia din diaspora ne țin pe noi. Pe noi astăzi, ăștia politicieni, ăia ne țin pe noi. Vin, investesc bani în proiecte, în case. Aduc bani în casă, da. În tot ceea ce ne cojoară. Gândiți-vă că diaspora în fiecare an de Paști, de Crăciun, de Revelion, lasă milioane de euro în țara asta noastră. Și noi... Ăștia, politicienii ăia, șmecheri, ce facem? Plecăm cu ei, Costa Rica, Rusia, Serbia, Muntenegru și fugim cu banii noștri. Fortaleța, în Brazilia, noi ce facem? Tractoristul de la Telorman. Ce facem noi pentru ei ca să vină acasă ei, să vină ei acasă? Noi nu facem nici drumul, nu le facem ca lumea. Avem drumul județene vrește. Nu avem infrastructură bine pusă la punct. Noi nu avem economie. Noi tot ce e bun în țara asta trebuie să-l distrugem. Cum apare ceva bun, cum apare cineva care chiar un investitor, fie el român sau străin, mai ales ăștia străini săraci sunt jegmăniți, că ăștia săraci nu se nasc cu jigodeala asta de român. Că așa este. Românul are o jigodeală în el, rar întâlnită. Și cetățenii ăștia, nemți, francezi, unii la unii le-a mers, că au avut asociați, deja mulți români. Dar la unii care n-au avut asociați români și au venit și ca om de bună credință să vină, da, să investească în țara noastră, bai am cerut pe mama, bai am cerut pe tata, bai până la urmă a zis, a rămas, a venit cu poate cu 10 lei în buzunar și s-a întors acasă cu doi bani înapoi. S-a întors cu datorii. S-a întors cu datorii. Și a zis, bă, acolo nu mă mai duc. Noi ce facem noi astăzi, azi? Noi nu facem nimic. Noi facem peste porcine, facem referendum, dacă suntem de acord. Și trăim din împrumuturi, să plătim noi nu avem salariile astăzi, și pensiile. Astăzi primării, instituții publice, care n-au bani de salarii, oameni buni. Și ei o bagă cu au mărit salariile. Asta nu este ceva real. Salariile, într-adevăr, că s-au mărit. Cum s-au mărit și pensiile, cum s-au mărit și minimul pe care... Într-un mod nesustenabil, Robert Bun. Și asta doresc să înțeleagă oamenii noștri. Exact. Care se uită. Nu sunt creșteri reale, sunt creșteri artificiale la pensii și la salarii. Nu s-au mărit cine știe ce. Adică, infim. Comparativ cu ceea ce se laudă ei. Spitalele sunt jalnice. Noi nu avem nimic asta. Noi astăzi, ca și infrastructură, suntem vai mama noastră. Noi, dacă oamenii ăștia, dar vedeți că sunt foarte mulți cetățeni de la 60 și ceva în sus care deja s-au resemnat. Au o pensie acolo cât o fi ea. Foarte mulți. Asta e realitatea. Sunt cu puterea, că noi ne-au dat, cât ți-a dat? 80 de lei. Bă, ăștia ne-au dat. Te-au umplut. S-a dat 80 de lei și s-a dat 1.600.000. V-ați gândit vreodată când s-a mărit alocația copilului? De la cât era? 40 și ceva de lei, nu? La 80 de lei. Da, la 20 de euro. De la 10 euro la 20 de euro. Câți oameni,
cât și cei din care ați iubit PSD-ul de la ajutorul social. Ați pierdut ajutorul social pentru că v-a mărit alocația. Pentru că dacă nu ai un leu, în plus nu primești. Și aici, PSD-ul, partidul nostru, merge cu el. Aia, pentru 40 de lei v-a luat 1.000.000 și ceva de lei în plus, care vă veneau. Pentru că fiecare lucru, nu credeți că tot ceea ce... Îți dă cu mână și îți ia cu două. Îți ia cu două. Mă, exact ca în filmul ăla cu BD. Una ție, una două mie. Așa este acest stat. Luăm rapid o scurtă pauză de publicitate și revenim la toate problemele acestea, dar și la problemele dumneavoastră, prin care ne puteți suna și intra în legătură telefonică directă cu noi. Publicitate și revenim. În construcții, calitatea spune totul. Alege un beton de succes. Când o companie renumită și prosperă din România se implică în industria construcțiilor, atunci trebuie să fii sigur din capul locului de cea mai bună calitate, corectitudine, rapiditate și, bineînțeles, de cel mai bun preț. Compania Succes fabrică și transportă toate tipurile de betoane și mortare pentru construcții civile și industriale. Toate serviciile se fac în condiții de maximă siguranță, randament și, așa cum se știe la compania Succes, la cea mai bună calitate. Succes Beton. Calitatea spune totul. Hei voi, oameni frumoși, știți despre ce e vorba? E timpul să avem copii activi, mereu joviali și prinși în cele mai frumoase și energice activități. Să aibă spirit liber și să fie experți în comunicare. Sunt Andreea Chirițescu și vă aștept cu brațele mele larg deschise la cursul de dezvoltare personală și gestionarea emoțiilor. Cursurile școlii mele de teatru se vor desfășura în perioada 24 septembrie-24 decembrie. Haideți să ne bucurăm împreună! Refuză să lucrezi în condiții de nesiguranță. Indiferența poate ucide. Instruiește-te! Poartă echipament de protecție. Familia te așteaptă acasă. O campanie inițiată de Inspecția Muncii și organizată de ITM Gorj. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. Cel mai nou și modern salon de înfrumusețare din orașul Târgu Jiu, Rina Beauty House, își așteaptă clienții cu servicii de înfrumusețare complete, la cele mai accesibile prețuri, într-un ambient extrem de plăcut. Coafură și îngrijirea părului, tratamente pentru toate tipurile de păr, cosmetică, tratamente faciale, epilare definitivă, tratamente împotriva ridurilor, acneei, pistruilor sau petelor pigmentare, stilizarea sprâncenelor, manicură și pedicură, extensii de păr, extensii de gene fir cu fir. Punctele noastre forte sunt: deținem aparatură de ultimă generație, oferim cele mai noi servicii de înfrumusețare apărute pe piață, oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, fidelizăm clienții prin abonamente și îi surprindem cu reduceri spectaculoase, mediu primitor ce învie la relaxare, personal amabil și bine pregătit. Salonul este aflat într-o zonă centrală ușor accesibilă și, nu în ultimul rând, cafeaua este din partea casei. Fă-ne o vizită, iar noi ne vom ocupa de întreținerea frumuseții tale. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Calea Eroilor, numărul 28, în spatele Colegiului Național Tudor Vladimirescu, sau pe Facebook și Instagram Rina Beauty House. Programări la numărul de telefon 0353 401 880. Simte-te frumoasă cu Rina Beauty House! Acolo, tati. Uite, repară aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, a terminat.
Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și EON România. Via Vai te așteaptă cu cea mai delicioasă pizza din oraș. Numai la Via Vai găsești pizza gigant la numai 35 de lei pentru toată familia. Sau ia-ți prietenii și vino la un espresso happy hours la doar 3 lei zilnic până în ora 11. În plus, te invităm să experimentezi gusturi noi de pizza, paste și preparate specifice la prețuri cum nu mai găsești. Pentru cei ce sunt la serviciu sau acasă, se livrează. Comenzi la telefon 0253 240024. Donează sânge, salvează vieți. O campanie susținută de Primăria Capitalei prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. A revenit, dragi prieteni, la dezbaterea noastră. Îmi cer scuze pentru vocea care o am, pentru că sunt un pic răcit, așa, perioada asta de instabilitate atmosferică și de schimbare de climă m-a lovit un pic spre bucuria prietenilor, între ghilimele, de rigoare, dar sper să trec și peste asta cu ajutorul și cu suportul dumneavoastră. În continuare, alături de noi, primarul din Stejar, domnul Robert Păiuși, și încercăm să vorbim despre cât se mai poate fura din țara asta, pentru că toate resursele noastre pe care le avem sunt constant jefuite atât de mari, de către marile corporații internaționale, cât și de factorii locali, pentru că asistăm în permanență neputincioși de cele mai multe ori la modul în care se taie pădurile fără avize, fără aprobări și așa mai departe. Vedem persoane care pentru un cărucior de lemne sau pentru o căruță de lemne folosită la încălzirea pentru sezonul rece îi se face dosar penal, iar în vreme ce mașini întregi de bușteni de lemn trec nepăsătoare prin fața ochilor autorităților, ale poliției, care are orbul găinilor și se pare că nu le văd, din nefericire, asta este situația. Noi o să încercăm, în măsura posibilităților care le avem, să reabilităm toate aceste nedreptăți care se produc. Și în continuare aveți numărul de telefon pentru a intra în legătură telefonică directă cu noi, să ne aduceți la cunoștință toate abuzurile sau toate problemele pe care le aveți, iar noi, în măsura posibilităților pe care le avem, să încercăm să le dăm curs și să le găsim rezolvare. Așadar, domnul Robert Păiuși, trăim în județul Gorj și asta ne ocupă tot timpul. Avem o viziune oarecum sumbră asupra lucrurilor. Dacă stăm și ne uităm, ne conduc aceleași persoane care de 20 de ani au fost în permanență la butoane și la pupitru. Sunt la fel ca o maimuță în momentul în care i s-a dat un OZN-ul și încearcă să-l piloteze. De fiecare dată vedem un Gorj adus în buza prăpastiei. Într-o situație falimentară, vorbim de un complex energetic Oltenia care de asemenea se zbate în momentul de față ca urmare a celor 10 ani de tăieri continue de venituri și de salarii, dar și de cheltuieli făcute prin intermediul unor firme căpuși, așa cum și de ne-au constatat. Ce putem face noi ca oameni simpli, eu ca moderator, dumneavoastră ca primar, telespectatorii care se uită la noi, ce putem face noi pentru a încerca să asanăm viața asta noastră publică atât de toxică și atât de imorală, indusă de către politicienii care se află la putere? Referitor la acest complex CEO, și chiar aș ruga pe dragii noștri telespectatori și pe cetățenii noștri să revizuiască anterior foarte mulți politicieni, în speță deputați, senatori, și-au făcut 11.000 de filmulețe lângă acest centru și au spus: votați-mă pe mine că vă promit că o să pun CEO pe picioare, să crească economia, să crească, să realizăm angajări. Este singurul centru care dă oxigen acestui Gorj. Și multe, și multe, și multe texte pompoase și frumoase la urechiușa muzicală, dar viabil, nimeni, nimic, pauză, împotrivă, să tragă, să pompeze din ei. Să tragem până la maxim, fraților, că așa se poate, altfel nu se mai poate, nu? Dar din 4 în 4 ani noi ne facem filmulețe cu el și cu multe alte lucruri, și cu centuri, și cu drumuri, și că vă promitem, și că facem. Care face, frate? Am făcut ce ne-a? Nimic. Zero. Bă, zero. Arată-mi ce au făcut. Arată-mi mie ce au făcut. Să aducă ei, să facă ceva. Să fie ceva, wow, bă, și-au dat drumul. Ori faci, știți cum gândește românul și cum vorbește, cum e zicat la român. Mă, o lua el și pentru el acolo. Bă, da, face de-o dracu. Bă, nimic, așa nu fac nimic.
E trist ceea ce spuneți dumneavoastră, dar este o constatare reală, pentru că dacă facem o recapitulare, o retrospectivă la ce s-a întâmplat acolo, asistăm de fiecare dată la o îmbogățire nesimțită. Și cu minele, la fel, și cu carierele, la fel. Eram copil, mă duceam la mătăsar, la neamurile mele, la rudele mele, și vedeam benzile alea care mergeau, le țin minte și acum, copil fiind, cu cărbune peste cărbune. Cu benzi de mergeau, cărbune cu trei eram mergeau, copil. Corect, Eminescule. Și acum, pustiu, horror. Păi nu te mai duci, nimic acolo. Să frică, dacă mergi noaptea, ai impresia că mergi prin cimitire. Tot ceea ce ne înconjoară astăzi, tot ceea ce astăzi ne înconjoară, fabrici, uzine, mine, centre de energie, nimic astăzi, din tot ce acum câțiva ani mândream, nu acum sute de ani, nu să mă gândiți acum câteva sute de ani, acum vreo 30 de ani, cu tot ceea ce noi ne mândream ca țară, ca nație, ca oameni, ca români care suntem, astăzi sunt ruine. Majoritatea lucrurilor sunt ruine. Dacă acel individ, numit Ceaușescu, junior, în 91, 90, în 92, ia? În 92 parcă a fost interviu cu Valentin. Nu mai știu exact. 92, 91, pe aici. Nu era de mult. La 2 ani și ceva după Revoluție. A declarat așa. Voi nu fiți în stare nici să jugrăviți ce tata a construit. Vă dați seama Ceaușescu ăla, de vorbește lumea de el că era cizmar, ăla cizmar. Cizmar a fost în mintea proștilor. Ăla știa ce fel de nație suntem. Pentru că noi întotdeauna, dar întotdeauna, tot ce a fost bun pe lângă noi a trebuit să distrugem. Să trădăm, să omorâm, să-i tăiem capul. Cine făcea unirea? Mihai Viteazul, i-am luat capul. Ce a făcut Vlad Țepeș? Scutură țara de hoț. Îl omorâră, îl băgarăm la zonă. Alexandru Ioan Cuza și așa Alexandru mai departe. Alexandru Ioan Cuza și așa mai departe, trecere... exact. Asta este... Pentru că noi tot ceea ce facem bun trebuie să dispară. Dar în aceeași context le aduc aminte, dragilor mei, colegi, pot să-i numesc colegi, dar pe de altă parte cu ștate vechi și cu funcții mult mai mari ca un amărât de primar, căruia le-am spus și o repet, la mine în comună voi merge și mă voi afișa cu acela care chiar eu consider și cred că am minimul de garanție uman în mine, să știu dacă ăsta merită sau nu merită, dacă a făcut sau nu a făcut ceva. Pentru că eu sunt ceea ce sunt și îmi place să rămân să stau în partidul meu, pentru că sunt singurul rebel din partidul meu și fac ceea ce vreau și spun ceea ce vreau. Păi credeți că la ăilalți, la ăia roșii, mai spuneam eu ce vream eu? Era Nea Florică senatorică direct, că l-are pe tine. Ai văzut că Nea Florică acum încearcă să instaureze o stare de timiditate, o stare de... Are atâția tineri și îmi pare scuze că vă întreb. Are atâția tineri în partidul ăsta de valoare, că până la urmă trebuie să fim realiști. Și tu îi ții subjugați. Alo, colegii mei, ăștia-i tineri din PSD, treziți-vă, fraților. Nu v-ați săturat, nu? Păi iau, vocea revoltată a fost deja auzită a lui Claudiu Manta, al lui Popa, al președintelui, da, lui Popa, al președintelui TSD Gorj, la fel, Mihai Weber, Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean. Gata, eu am zis-o așa de fiecare dată și foarte multe emisiuni. Bunicul meu a făcut 65 de ani, da? Și foarte mulți alți părinți, bunici, etc. Au făcut vârsta de 65 de ani. Ce au făcut atunci? Ce au făcut? S-au pensionat, da? Și au plecat acasă. Să-și crească nepoții, gospodăria, fiecare ce avea. Băi, plecați, bă, acasă, bă. Când l-aud pe ăla la 76 de ani, când mai avea un post de o funcție de senator. Alu, bă, tu nu ne reprezentați și odată acum când ai 60 și ceva. Tu vrei la 70 de ani să ne mai reprezinți? Ce să ne reprezinți? Îți faci centru de funerare de senatori? Ce să ne reprezinți tu pe noi? Prin ce? Tu nu știi să parlești, prietenul meu. Degeaba ești senator. Tu nu ai carism, nu ești un demagog bun, nu ești un administrator bun, nu ești un politician bun. Cum să te voteze oamenii mei? Cum să te mai votez eu? Eu nu te-am votat, oricum te-am votat. Gurile rele o să spună că sunteți în tabăra lui Mihai Weber, a lui Cosmin Popescu? Prefer să spună că sunt în tabăra oricui. Sunt în tabăra oamenilor. Dar nu în tabăra lui Nea Florică. Sunt în tabăra oamenilor
democrați, liberi, a românilor, care astăzi suferă. Sunt părinți, sunt oameni. V-ați uitat vreodată, după alea, ați fost vreo lună de zile, prin toate comunele, și ați promis și ați făcut ceva. Sunt oameni care muncesc. Muncesc, băi, astăzi. Băi, astăzi muncesc pentru voi, să vă țină pe voi. Să mâncați voi. Să trăiți voi bine. Românii mei mănâncă la restaurant cu 20 de lei meniu. Voi, cu cât mâncați, cu 2 lei jumate. Atât mănâncă Nea Florica acolo. Ai văzut ce meniuri ieftine au Nea Florica acolo? E muncește din greu. La voi, se poate, la voi se poate cu 2 lei jumate, dar la noi, la român, noi suntem mai proști. La restul, la... Era să spun o expresie a unui comandat, un prieten foarte bun și drag. Noi suntem din colțul cartierului. Haideți să vă spun eu ceva. Încă o dată vă repet. Oamenii s-au deșteptat. Nu mai sunt aceiași oameni care, pe care i-ați prostit până prin 99, 2000, 2001. Până chiar în 2016, putem spune. Păi au mai devenit majori, n-au ajuns la majoritate. Până în 2016, na, cum spune și colegul meu. Este Nea Florica. Nea Florica este în continuare rezistă. Păi Nea Florica, Nea Florica rezistă pentru că, vă spun eu, partidele celelalte sunt partide de locomotivă. Adică ale unui om care le propulsează. Pe când singurul și unicul partid PSD este partidul care propulsează. Este aia un partid problema. De grupuri. Adică la postul de senator, dacă pui o capră să iese senator de la PSD, iasă de la PSD, pentru că partidul este partid, este mare. Ați făcut un apropo între Nea Florica sau asemănător și doamne vine minte, și o capră? Nu, sau... nu. Dar vreau să spun bine, și de deputat bine să și orice sap. Funcție. Orice funcție ai pune un cetățean, un individ la PSD să ia o funcție de conducere, deputat, senator, iasă, pentru că PSD-ul este partid de propulsare, este o rampă mare. De lansare în e general. Cea mai mare rampă de lansare. În niciun dar caz. În schimb partidele celelalte sunt partide de care au nevoie de tracțiune, de sunt partide de tracțiune, da. PMP-ul are avut și are nevoie de PSD, de o vorbă Băsescu, ciudată și scuze, de Băsescu, PNL-ul a avut și are nevoie de Crin Antonescu. Ăștia sunt oameni politici. Ludovic, trebuie să-și facă bagajele să ducă acasă. Haideți să luăm un prim telefon această seară. Alo, bună seara. Filip, bună seara. Domnului primar Păiuș. Bună seara. Nu dau să la telefon. Bună seara, domnul Dudău. Domnule, vițul pus pe bursier acolo, cât se mai poate fura în țara asta, e un titlu foarte important și reflectă realitatea ce s-a întâmplat în România după 1989. Aș vrea să apreciez pe domnul primar că a făcut aprecieri frumoase la fostul conducător al țării noastre, care se considera că a fost un cizmar, dar a fost un cizmar iscusit care a știut să drămâiască rezervele țării și avuția națională. Doamne, aș vrea să vă spun că și eu sunt nemulțumit de foarte mulți politicieni care s-au perindat pe la dumneavoastră prin emisiune și de fiecare dată se laudă că fac și drept pentru gor și pentru țară. Dați-ne exemplu de unul sau doi politicieni. Vă rog. În legătură cu CEO, de la Complexul Energetic Oltenia, foarte mulți politicieni care astăzi sunt în Parlamentul României au sub și o să mai sugă din acest complex. Aș vrea să dau și un exemplu, să știți. Reprezentantul PNL-ului care îi reprezintă în Camera Deputaților a falimentat două uzine, uzina de reparații Jil și uzina de reparații Rogojelul. Ba mai mult decât atâta, și-a însușit o casă a pădurarului la Runcu, care nimeni n-a luat poziție și vine și el spune că reprezintă gorjenii. Dumneavoastră aveți dreptate când spuneți că unii n-au ce căuta în Parlamentul României și susțin și eu acest lucru. Dumneavoastră, ca să reprezint o societate și un colectiv de oameni atât de important cum este Gorjul, dom'le, trebuie să fie un model pentru ei, dom'le. Trebuie să n-arate nimeni cu mâna spre el. Că mai sunt greșeli, sunt și eu de acord. Dar astea sunt furturi pe față, dom'le. Sunt furturi pe față și v-aș ruga, când vine la dumneavoastră emisiune, să dați, cum dați la domnul primar, acolo, numărul de telefon, să lăsați ca să-i punem întrebări, să luăm noi întrebări pe domnul deputat, că el e, care spune că e curat ca la prima Cristi. Eu vă apreciez pe dumneavoastră și pe domnul primar, îmi place deosebit de mult și să țină cana aia care are cu Ceaușescu, că aia peste ani de zile va costa foarte mulți bani.
Vă mulțumesc, mulțumesc. Că m-ați primit emisiune și vă doresc o seară plăcută și domnului primar îi doresc succes în activitatea pe care o desfășoară. Mulțumesc și eu pentru intervenția asta telefonică. Într-adevăr, trespitătorii noștri nu mai acceptă persoanele care vin să împăunează cu rezultatele pe care nu le au sau își umflă artificial o imagine care nu are nicio legătură cu ceea ce fac ei în realitate. Așa este, pentru că, așa cum spunea și... Le place și s-a obișnuit să facă asta, pentru că, să știi, până acum vreo 20 de ani a mers. A mers ușorul la apă de multe ori. Așa cum a spus și dragul nostru telespectator, sunt foarte mulți politicieni care nu ne reprezintă ca Gorj, ca țară, că până la urmă ăștia nu reprezintă doar Gorjul, se reprezintă țara. Ăștia pleacă să stăm, ei sunt duc pe banii noștri, da? Un lucru poate, până la urmă nu e singura țară. Știți, nu e bine să, cum să spunem, să punem totul așa. Sunt lucruri, că sunt țări care acordă aceleași beneficii, dar măcar se întâmplă ceva în urma lor, măcar ăia fac ceva. Ăia știu să pună în valoare un artist. Păi unde avem, ce facem noi cu Brâncuș și unde e Michelangelo? De ce nu putem să-l aducem și noi pe Brâncuș al nostru la adevărata lui valoare? Și foarte mulți artiști, un Eminescu și foarte, foarte mulți. Păi aici avem un mare specialist care se ocupă de cultură. Nu știu dacă spune ceva numele viceprimarului Adi Tudor. Sincer, nu. E o somitate, este un apropiat al unei Florică. Nu l-am analizat niciodată și n-aș putea să vorbesc dacă nu știu. Da. Nu mi-a atras niciodată atenția, adică n-am de ce să pun lucruri nici pro și nici contra pentru că nu-l cunosc. Am auzit. S-a burzuluit acum ceva vreme la cei din PSD, că până acum a stat... Haideți să colegii din regie spun că avem un alt telefon care așteaptă. Alo, bună seara! Ascultați-ne, vă rog, în telefonul la televizor. Da. Alo. Da, bună seara. Bună seara. Ascultați-ne, vă rog, în telefonul la televizor. Da. Așa, să rămână. Alo. Da. Da, să rămână, vă rog, spuneți. Bună seara. Bună seara. Seara bine. Vreau și eu să îi mulțumesc domnului moderator Leonard Filip pentru această emisiune, acest TV. Nu e cu nimic special, dar e meritul cu echipei, nu al meu. Vreau să-l salut pe domnul Robert Păiuș. Să rămâne. Să-l salut pe domnul Robert Păiuș pentru toate realizările și vroiam să-l felicit pentru tot ceea ce face. Mulțumesc mult, să rămâne. Eu sunt din Craiovița. Gata, știu cine e. Doamna care i-a spus că pune punctul. Știți cine sunt? Nu vă pierd nicio emisiune, să știți. Da, să rămână. Vă place domnul Păiuș că atinge punctul sensibil. Craiovenii îl respectă și îl urmărim în continuare. Mulțumesc mult de tot, să rămâne. Domnul Păiuș, sunteți un om deosebit. Tot ce faceți, faceți bine. Să vă trăiască cei iubiți și din partea craiovenilor aveți tot respectul. Mulțumesc mult de tot, să rămâne. O seară bună. Asimenea, și tot ce vă doriți dumneavoastră și domnul moderator. Să rămână, mulțumim. Toată lumea, sănătate. Mulțumim, să rămâne din suflet. Da, într-adevăr, sunteți bine văzut atât în Gorj cât și în județul Dolj. Am văzut recent diverse speculații aruncate pe piață. Nu știu neapărat dacă din grupul din jurul lui Nea Florică, conform cărora primarul din comuna Runcu, Adi Câmpeanu, ar candida la Târgu Jiu. Nu știu care sunt șansele ca primarul Câmpeanu să vină la Târgu Jiu să candideze. Până la urmă are tot dreptul. Dacă vrea să candideze, să candideze. Trebuie să aibă, bănuiesc, susținerea partidului. Să aici este problema. Va câștiga susținerea partidului. Depinde în ce tabără se poziționează și care va fi tabăra care va decide listele cu acei candidați pe care PSD-ul îi va arunca. Eu cred că, până la urmă, trebuie să înțeleagă majoritatea partidelor politice că ei sunt acolo propulsați de primarii, de municipii, de comune. Și dacă ăștia nu există, nici ei nu există. Știți că unde dragoste nu e, nimeni nu e. Așa e și cu pe acești primari. Cu cât ai mai mulți primari, cu atât partidul tău e mai important și mai mare și mai sigur pe anumiți candidați. Până la urma urmei, domnul Adi Câmpeanu, am auzit, sincer să fiu, numai lucruri de bine. Sondaj de 91,
91 sau 92% voturi în Comuna Runcu, dar nu în Târgu Jiu. Ce populație are Comuna Runcu? Mică, habar nu este, să zic că 4.000, e o comună mare, nu știu exact să vă spun. Am văzut că a făcut asfaltat drumuri, că este un bun administrator și coordonator al spitalelor de pe acolo, de pe lângă dumnealui. Are câteva proiecte, unele vizibile dintre ele, nu știu să spun. Mi-a plăcut, am fost când am fost cu ei la Bruxelles, când am fost invitați foarte mulți primari din Gorj, mi-a plăcut modul în care a pus problemele administrative și economice, atragerea fondurilor europene. Adică s-a văzut că are totuși un flair de mai mult de primar, înspre edil, cum îmi place mie să spun. Acum depinde de partidul lor, depinde de colegii din partidul dumnealui, habar n-am. Nu a confirmat această informație. E posibil ca numele lui să fie aruncat involuntar la această ruletă a dezinformării, ca să existe tot mai multe scenarii în spatele cărora se ascund băieții ăștia jmecheri din jurul lunea Florică, jmecheri între ghilimele de rigoare. Problema este că până la urmă eu cred că și dumnealui știe ce are cel mai bine de făcut. Dumnealui știe ce poate și ce nu poate. Sunt, până la urmă, să fie cu iertare. Și primăria Târgu Jiu este o primărie greu de administrat și pe de altă parte și greu de câștigat. E municipiul reședință de județ totuși. Domnul Romanescu, până la urmă, are totuși o imagine, are o viziune politică, are un partid în spate. Habar n-am, nu știu, despre politică, când vine de acum vorba despre cine candidează la, am mai spus eu într-o emisiune, într-un alt rus de presă, și am spus la azi, acum pot să spun și eu, peste în 2020 vreau să candidez la primăria Târgu Jiului. Am tot dreptul să spun asta, sunt convins că am susținerea partidului meu, deci e tardiv de a discuta cine va câștiga în 2020. Haideți să vedem ce facem până în 2020, ca lucrurile din municipiul Târgu Jiu să funcționeze bine, să fie poziționate pe un făgaș cât se poate de logic și de coerent. Nu cine candidează peste... Mai sunt totuși. Până atunci, poate mâine, poi mine, auzi, Robert a murit. Orice e posibil în țara asta, nu știu. Haideți să vedem ce facem azi. Acum. Nu cine azi, nici președinte, nici europarlamentar, nici primar și nici deputat. Haideți să vedem ce fac ei acum. Că noi azi trăim. Nu trăim peste... timp de 2 ani de zile ne ducem, ne culcăm și ne trezim la alegeri. A, voi sunteți obișnuiți să ne trezim decât la alegeri. A, da, gata, mi-am dat seama de ce l-au aruncat. Ei probabil sunt obișnuiți, ăștia politicienii, să doarmă, știți, să se trezească din 4-4 ani și de aia și pregătesc. Domnule Leonard, ce facem noi cu județul ăsta, cu țara asta? Aia e problema. Azi, acum, nu, ce facem peste în 2020? Poate în 2020 domnul Adi Câmpeanu vrea să candideze deputat, senator, habar n-am, nu știu. Poate prefect, subprefect. Până la urmă, cel mai în măsură să ne întrebăm pe dumneavoastră. Am mai avut un caz asemănător, dacă stau și fac unele similitudini, am mai avut un caz asemănător în PSD, deci există deja un precedent. Tot așa, Ciocea a avut unele începuturi timide vis-a-vis de aceste candidaturi, după care aceste începuturi timide s-au constituit în reacții cât se poate de virulente la adresa celor de la PSD și am asistat, bietul Ciocea nu a putut să candideze pe un loc al PSD-ului, a plecat și din PSD, a scos într-adevăr ca și candidat independent cel mai mare scor al unui candidat independent din România, dar din nefericire nu au ajuns nici deputat, nici senator. Cine nu-l cunoaște pe domnul Ciocea, dar cred că după numărul de voturi pe care dumneavoastră l-a primit, este indiscutabil că nu-l cunoaște cineva. Ca să iei un număr atât de explozibil, ca independent. Mai mult decât Elena Udrea în București. Deci, Elena Udrea era un brand la vremea aia, hai să fim serioși. Și a ajuns, s-a bătut-o Ciocea un primar din punct de vedere electoral. Dintr-o comună, care cred că a ajuns, Ciocea este un brand. Eu, oricum, pentru mine este unul dintre primarii pe care eu... mă mândresc când am norocul să stau lângă dumnealui, pentru că a devenit un brand unitar cu comunea dumnealui. Adică dacă spui Ciocea, spui Bustuchin și când spui Bustuchin, spui Ciocea. Pentru că știți ce mi-a plăcut la domnul Ciocea? Este primarul care a făcut exact ceea ce trebuie să facă un primar. N-a făcut All Trade Center, nici
cum zice, cale ferată pentru locomotive, n-a făcut aeroport, helioport. A făcut exact ce trebuie să facă un primar. A făcut o infrastructură, apă, canal, gaze, dispensaruri. Și totuși nu a fost stadioane, pe placul partidului. Poftim? Nu a fost pe placul celor care au condus partidul. Nu știu, vectorii dintre... Vedeți, în partid e una, din afară e alta. Păi da, n-a fost pus pe loc eligibil. A solicitat în repetate rânduri în mod imperios și nu i s-a dat un loc eligibil. Reproșează de fiecare dată că domnul Cârciumaru, pe românește, l-a dat la o parte, vreau să spun alt cuvânt, dar să zicem că l-a dat la o parte. Acum nu știu eu, că nu sunt PSD-ist. N-am fost nici în partea lor. Vreme cât Cioce a spus cu subiect și predicat. Și eu am fost candidatul PSD-ului. Pe vremea răpăzatului Alecu. M-a chemat. Gata. Păi uși, vină la noi la partid. Conferință de presă. Te punem primar la stejeri. Era oportunitatea mea cea mai bună. De a câștiga cu exactitate. Majoritate de voturi. Majoritate de voturi. M-am dus. Dumnezeu să-l odihnească în Alecu. Am mai stat și prin față vreo două ore până au venit la partid. A zis, vină la 8, eu vin la 10. Am fost la 8, am zis să fiu punctual, să nu întârzi. Că deși eu de obicei întârzi oriunde unde lucrez, întârzi. Dar de fiecare dată, acolo unde am lucrat, mi-am lăsat pe cetea și am făcut în alea 2, 3, 5 ore. Și ce nu v-a acceptat? Nea Florică? Nu, Nea Florică, că domnul Călinoiu. A, Nea Ion. Nea Ion, a zis că, ce ar punem noi, mă, pe ăla? Ăla e din Craiova, abar nu are de capul lui. Cine îl votează, domnule, pe ăla? Ale cum mai venise pe teritoriu, mai vorbim pe la mine pe zona. Luase pulsul zonei, da. Și tot îmi spunea, băi, eu mă cer cu el să că te vreau. M-a prezentat ca și candidat, m-a pus să semnez adeziune. Deci a fost un întreagă circ. O poveste frumoasă, la un moment dat s-a terminat cu circ. Au început cu presele. PSD-ul nu merge pe mâna fostului primar și merge pe mâna lui Păiuș. A fost toată presa. Pe urmă, m-au dat la o parte. A zis, dă-l mă la parte, nu e. Și pe aia le-am arătat cum joacă Cristiano Ronaldo, cel mai complex fotbal. I-am ciurit. Ăla a luat nici ce, 200 de voturi. Și PNL-ul a luat binișor, 400 și... Și eu, ce a zis Nea Ion la vremea aia? Nea Ion era șel, că l-are confuz de Nea Ion. La numirea mea, după două săptămâni l-au numit în funcția de primar, după jurământ, după toate cele, ca și primar în funcție, am fost în prefectură să... Da, în prefectură m-am întâlnit, cred, cu domnul Călinoiu. Mă dusasem special, dar l-am întâlnit pe drum. Să dau norocul dumnealui. Să-l felice pentru funcția de consilier al domnului președinte Cosmin Popescu. Și eu, ca primar... Foarte arogant a fost din când. Eu. De să-l felicit păi pe Nea Ion. Nu știți câte drumuri am făcut la Bălcești, de unde? Bălcești de Vâlcea. Îi spun și unde stă gata. Vino, gata, domnule. Eu, doi, făcui platformă politică, doi. Ăștia sunt oameni, cu asta vin. Atâția bani am, îi spun în formă de sponsorizare. Asta e, nu putem să ne... În politică nu poți să spui că face cineva politică fără bani. Ai înțeles, vine o perioadă cu Nea Ion, din câte văd, da? Nu, s-a că... S-a sfârșit dramatic. Nu ne-am înțeles foarte bine. Era ceva așa... De tatonare reciprocă. De tatonare, da. Era ceva de cu mintele făgăduiește și prostul de mine trăgeam nădejde. Și până la urmă am dus mai bine așa, că pe de altă parte cred că eram și astăzi subjugat să am bot din țap pe bot și lanțul legat de în funcție de cât se dă la de pirui. Exact. Dar știți cum e vorba românului? Un șut în fund, un pas înainte. Apropo de ceea ce spui tu, eu mi-aș dori ca în Partidul Social Democrat GUR să există o gură de oxigen, să văd oamenii cum este Claudiu Manta, cum este președintele Consiliului Județean Cosmin Popescu, cum este deputatul Mihai Weber la conducerea acestui partid, iar pe cei pe ăștia alți care au stat de vreo 16-20 de ani, să-i văd dați la o parte, dar cu totul, pentru că valoarea lor și-au dovedit-o, ăștia nu mai au ce să spună, ăștia nu mai au ce căuta să vină de nou în față, spună ce, atâta vreme cât aproape 20 de ani i-am văzut în diverse funcții din astea în care au făcut diverse permutări și mai știu ce. Domnul Leonard. Cred că nu mai este o surpriză, foarte mulți gorjeni știu că până la vârsta de 29 de ani, până să candidez ca primar, am crescut în Craiova și sunt născut în Craiova. Auzeam de domnul Cosmin Popescu, de Ciocea, auzeam până la Craiova se auzea. Aveau altă anvergură oamenii ăștia. Și o au de oameni cu demnitate, că auzeam, bă, dacă vorbești... Era pe vremea aia când aflați în de ceva așa vag, ca idee, despre domnul Cosmin Popescu, era deputat PDL. PDL și i-a ajutat pe toți, da. Da, așa.
Deci eu am lucrat cu primari, cu peste 20 de primari. Și auzeam primari din Gorj care spuneau, băi, un deputat de la Gorj, unul Cornic Popescu, du-te la ăla. Și vorbește, du-te la, de exemplu, era Mihai Voicu de la PNR, du-te la Mihai Voicu și dacă ei te duci la Cornic Popescu, că te ajută, Cornic Popescu i-a ajutat și pe ea prin Gorj de o grămadă. Deci, din Dor s-a auzat despre Cornic Popescu, pe un altfel de politician, un altfel de om. Eu nu știu, ca și politicien, ca și primar, de exemplu, mie, de multe ori sunt foarte multe lucruri care nu eu. Nu pot să spun că eu sunt lapte și miere, că eu sunt cel mai bun. Și eu am defectele mele. Poate că și eu mi-aș dori să rezolv toate problemele cetățenilor mei. Peste noapte, dar n-am acea baghetă, nici Dumnezeu nu le-a făcut pe toate într-o singură zi. A luat 70, până la urmă e singura forță care divină, care nu cred că a existat sau nu cred și sunt sigur că n-a existat cineva să o vadă cu adevărat. Tot ceea ce vedeți criptic este, sunt palavre, așa și mi le imaginăm noi ca oameni. O entitate, o divinitate, n-am cum să o vezi. Și nu am nicio cum să spun că eu sunt perfecțiunea întruchipată, dar tot timpul mi-aș dori și mi-am dorit tot timpul să devin mai bun. Poate că au fost și sunt și cetățeni și astăzi care așteaptă de la mine și poate unul le-am promis că le fac treaba aia sau problema aia sau le rezolv problema aia. Nu pot să le rezolv peste tot noapte pe toate, dar le garantez că atunci când au ieșit din biroul meu și am zis aveți cuvântul meu de om și de onoare, vă ajut sau vă rezolv. Așa s-a întâmplat, că n-a fost, că a fost într-o zi, două, trei, o săptămână. Nu totul depinde doar de mine. Dar sunt oameni, sunt politicieni care le ia 4 ani, 12 ani, 20 de ani și nu fac nimic. Și nu fac nimic. Și de-aia mă întreb de foarte multe ori, cum, Doamne, iartă, mă mai ajung ăștia în funcție. Dar asta e problema, că PSD-ul este un partid puternic și ei... Trebuie să țină acolo, atenție, să Robert, se țină de biroul ăla așa. Este un uriaș cu picioare de lut. Atenție, este un uriaș cu picioare de lut în momentul acesta și picioarele de lut devin din ce în ce mai fragile până în anul 2020. Nu știu. Rămâne de văzut și de realizat acest lucru și de contrazis la un moment dat, dacă se poate. Dar cred că totuși până la urmă trebuie să trezească și uite, toată admirația pentru oamenii care au început deja să mai vorbească. Păi, alu, gata, dă-te. PSD-ul, să știi, va deveni o forță în județul Gorj dacă la conducerea lui va fi președintele Consiliului Județean Cosmin Popescu, deputatul Mihai Weber, Claudiu Manta, Luis Popa și ceilalți care sunt în gruparea aceasta care vrea să dea o gură de oxigen și de restructurare la organizația PSD Gorj. Eu așa cum a subliniat și deputatul Weber că mandatul actual de conducere expirat în 2017. Urmă, cred că și restul partidelor, că vezi, iar aici este o problemă a unor trusturi. Să vorbești numai de PNL și PSD. Eu cred că și restul până la urmă încep să distrugă, că până la urmă dacă celelalte nu erau și nu săpau, nici lucrurile astea rele nu se întâmplau. Până la urmă, gândiți-vă că, uite, de exemplu, un Pro-România, care le-a cam pus rotițele în mișcare PSD-iștilor, că deja Victor Ponta dă la maxim aspiratorul să atragă tot ceea ce poate. Până la urmă, și PMP-ul, până la urmă, fie el un partid mic, dar curat, dar e în opoziție, mai scoate și câte unul. Uite, mai scoate câte un păiuș, mâine, poimine mai apare altul, poimine mai apare altul. Că nu ne ridicăm la valoarea și la greutatea partidului PSD, da. Dar că suntem inexistenți, nu. Eu cred că prin acest... Dumneavoastră a spus că nu vă ridicați la valoarea și la greutatea PSD-ului. Eu v-aș contrazice pe dumneavoastră. Nu, eu personal. Dumneavoastră personal sunteți mai puternic în stejar decât organizația PSD. E simplă treaba, nu? Da, știu că am mai discutat, dar e greu. Este greu, dar nu e imposibil, atâta vreme cât îți dorești foarte mult. Pentru că sunt și foarte multe alte comune, sunt în foarte multe alte comune primari care sunt la fel de buni ca Păiuși sau ca la fel de buni, cum e Ciocea, cum e Adi, cum e Ovidiu Pungan la Bălănești. Sunt foarte mulți primari care chiar dacă sunt la PSD, dar sunt buni, sunt acolo, sunt om potrivit la locul potrivit, nu putem să negăm astăzi că dacă el e PSD-ist, asta înseamnă că nu face lucruri bune. Fac și lucruri bune. Doar că problema este la roata mare, că nu se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple. Că Parlamentul ar trebui să aducă investitori, să creeze locuri de muncă, să ajute bunul mers al economiei, să creeze mâna aceea nevăzută a economiei. Pentru că aici e problema.
Nu la primar, că până la urmă, cum să spun, din 70 și ceva de comune cât sunt aproape în Gorj, cred că problematice sunt undeva la vreo 20. Cred că restul, vreo 50, cam mișcă și ei, că deja sunt foarte mulți primari care au vârste cât de cât fragile ca și candidatură. Început ca și politic, da. Început politic și ăștia își doresc să facă. Sunt poate și în alte comune unde au adormit pe scaunele alea. Și nu mai știu, cred că sunt ca pe vremea împăraților, dinastie. Pleacă tata, vine fiul. În politică nu există dinastie. În politică există decât val. Dacă ești pe val... Și grupuri de interese. La nivel înalt. A, la nivelul, da. La nivel înalt. Este dureros, dar adevărat. Nu știu. Că mai ajungem și să termine și emisiunea. Nu știu dacă se va schimba ceva. Știți că acum foarte multe emisiuni vă spuneam că va veni Dăncilă și va face. Nu, eu mă mir că a prins majoratul. A făcut majoratul la PSD. Că mă obișnuiesc ca la fotbal. Din 6 minute, pac, schimbare. Asta este strategia tractoristului. Și știam că nu o să facă nimic și nu o să facă nimic pentru că nu pot să facă ceva. Pentru că sunt foarte mulți care nu vor să facă ceva. Sunt foarte mulți. Vorbim de sinecuriști care sunt obișnuiți să încaseze cât mai mulți bani, să facă cât mai multe combinații, dar să nu facă nimic pentru fișa postului pe care o au. Eu mă uitam la cel mai mare transfer al lumii la un dat, Cristiano Ronaldo de la Manchester United la Real Madrid. Două cluburi imense. Cu un statut financiar imens de grosolan. Și au dat 93 de milioane de euro pe Cristiano Ronaldo. În același timp, în România, o țară săracă, cu cluburi mici și cu afaceri mici, așa cum ne dăm noi, că noi suntem mici, un Ghelios își împrumuta un prieten cu 90 de milioane de euro. Ha, nu fi răutăcios acum. Să nu-i spun Ghiță. 80 de milioane. 80. Da, tot pe acolo. Ha? Și avea, atenție, 36 de ani în perioada aceea, când a făcut contractul acela de împrumut. Deci la 36 de ani împrumuta un prieten, un amic, cu 82 de milioane de euro. Dar doar prin notare, atât. Îți dai seama de ce resurse dispunea. Și aici, din Arabia Saudită, sunt o nimică toate pe lângă el. O concluzie a dezbaterii noastre, am aproape la final. Concluzia este că România este într-o situație jalnică și din punct de vedere al conducerii, al oamenilor politici. Majoritatea, nu toți, dar majoritatea oamenilor politici, indiferent de culoarea lor politică, nu poți tu ca deputat de la USR să te duci să dormi. E jignitor. Bă, sunt televiziuni, treziți-vă. Bă, vă faceți de râs, bă, că mie mi-ar fi rușine să mă mai duc vreodată, să mă găsească unii să mă filmeze, că mă duc și mă duc la muncă și să mă găsească în birou, să vină un cetățean al comunei și să mă găsească că sfori pe scaun. Bă, rușine să vă fie, bă. Rușine, ne reprezentați țara, îmi reprezentați copiii mei, îmi reprezentați viitorul copilului meu și al meu. Și mi-e rușine că voi sunteți acolo. Niciodată nu vă faceți nimic ăștia de astăzi, nimic. Poate alții, de aia spun, voi tineri care vă ia de fiecare dată la lipit de afișe, în campanii, că le drag cu voi, ca să vadă surful ăla puternic de tine, de om tânăr care mișcă mușchi. Și după aceea ce fac? V-a mai sunat vreunul după ce ați lipit afișe? V-a mai ajutat? Sunt convins că v-au promis în funcții, că v-a angajat în locul X, în locul Y și nu v-a mai căutat. O să vă mai caut iar la fiecare mandat. Dar când vă veți întâlni cu ei, să spuneți așa: băi, unul Păiuș, de la Stejar, de primar, și a spus la o emisiune că nu o să ne dai de acum încolo funcții în partid dacă noi vrem să mergem să vă lipim afișe. Că noi cu voi nu mai mergem. Nici să dormim, să murim de căldură prin microbuze că facem noi meetinguri, nici că facem campanie sau să vă lipim vouă afișe și să vă împărțim noi flyere prin blocuri, prin comune. Noi vrem să ne dai, să ne ajut, să ne primim. Deci fără muncă patriotică, da. Păi ei fac muncă patriotică? Că dacă ar face muncă patriotică, ar avea țara bani. Da, corect. Așa păi este. Ei fac muncă patriotică? Nu fac. Deci și cine muncește să fie plătit. După faptă și răsplată. Mulțumesc pentru participarea în această seară. O seară bună, vă doresc în continuare, vă mulțumesc pentru invitație și un singur lucru rămâne de spus pentru toată suflarea românească. Dumnezeu să ne ajute, că până la urmă speranța este doar în noi și să țineți minte că puterea este doar în dumneavoastră, în nimeni altcineva. Nici în Păiuș, nici în Nea Florică, nici în Căciumaru, nici în
Dăncilă și nici în alți politicieni. Puterea este doar în dumneavoastră și în mâna dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți singuri care puteți să-i schimbați. Mulțumesc. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și dumneavoastră, stimați respectatori, că sunteți alături de noi aici la Acces TV. Vă spun o seară plăcută. Noi ne revedem mâine aici la 18:30. Până atunci nu uitați mâine să fiți cu urechile pe Radio Omega. La revedere, numai bine!